În fiecare an, colindătorii se adună în curtea lui Nea Nicolae Ceaușescu. El este, ca și bunicii și părinții săi, primul sătean care îi primește pe vestitorii nașterii Domnului. Primul colac care se împarte se oferă unui tânăr necăsătorit. Am peste 60 de ani, întotdeauna în curte la bine aici, a intrat tot cetățenii pe linia care merge noi la colind. Cu mic, cu mare, colindătorii așteaptă cu minții la rând în fața porților să primească răsplata urărilor pe care le fac. Spune, mami, ce ai cu... Covrigi, dulciuri, Eugenii, nuci, portocale, covrigi, Eugenii și cam atâta. Când ați mers prima dată la colindă? Da, era mică, a 4 ani. Cu părinții, bănesc. Cu părinții, da. De când am avut 6 ani, am mers cu părinții și a fost frumos. Pentru a duce mai departe tradiția moștenită din Străbuni, cei plecați din sat revin la casa părintească și iau parte la obiceiul Străbun. Avem cetățeni care au venit din Craiova, de la Pitești, din Scornicești, nu mai vorbim, că sunt aproape aici, la casa părintească. Uitați aici, vis-a-vis, o casă părăsită, o casă care nu mai locuiește nimeni. Dar au venit copiii și cu nepoții, unde s-au născut, să împartă, să facă obiceiul. Este specific în nordului județului, în satele comunei Poboru și comunele limitrofe, se obișnuiește acest colind la care participă întreaga comunitate a satului, spre deosebire de satele din sudul județului, unde se practică cu ocazia acestor sărbători de Crăciun și Anul Nou, colindul de copii. Obiceiul colindatului în ajun pentru a vesti nașterea Domnului se practică și în unele localități din zona de sud a județului și în satele din Câmpia Boianului. La el iau parte doar copiii și tinerii, organizați încete care își împart localitatea pentru a putea ura tuturor locuitorilor.